Bună seara, stimați spectatori! Una dintre întrebările pe care mi l-a spus și care de foarte multe ori m-au agasat pe stradă în această perioadă, în ultimii 6 ani, a fost aceea că am renunțat sau a renunțat dumnealui, în orice caz, a fost aceea legată de faptul că nu mai fac emisiuni cu generalul Emil Străinu. N-am mai făcut pentru că așa e viața, uneori nu toate lucrurile care ne plac nouă și toate lucrurile care merg bine merg la infinit. Se întâmplă, știți foarte bine că 2 ani de zile de televiziune nici n-a funcționat, se întâmplă că sunt și nenorociri care vin de senin. Într-o dimineață m-am trezit că mi-au luat tot. Pe o faptă pe care n-am făcut-o eu. Asta e viața. Au făcut-o alții și trebuie să treacă, au trecut deja aproape cât din 2012 până acum, 9 ani în care demonstrez că n-am avut nicio treabă cu respectiva faptă. Am rămas fără bani, fără casă, fără mașină, fără tot. E bine că dumneavoastră nu l-ați uitat pe domnul general Străinu și în această seară, într-un mod extraordinar, domnul general Străinu, specialist în amenințări non-convenționale și asimetrice, revine în studioul RTV Media Group, Galați Brăila, cu o emisiune care să vă placă foarte mult, în care dorim să vorbim despre spațiu. Bună seara, domnul general! Bună seara! Mă bucur, dragă Aurel, că iată ne întâlnim din nou la emisiunea ta. Mie mi-a făcut întotdeauna deosebită plăcere să vin la Galați. Veneam aici la lansări de cărți, am mai fost la târgurile de carte, dar iată, acum lucrurile sunt mai grele, vremurile sunt mai vitrege și este bine că totuși ne putem întâlni în această seară cu publicul telespectator și să discutăm niște lucruri interesante pe care, sigur, multe dintre ele nu le știu sau le știu foarte puțin sau le știu în măsură mai mare și eu am să fac în așa fel încât să le dezvolt. Vom ieși din această pseudopandemie oribilă și vom merge în spațiu unde vom discuta despre enigmele și marile conspirații ale explorării spațiului cosmic. Ați auzit despre ce vrem să discutăm în seara asta, domnul general Emil Străinu, pentru că faptul că ai niște cunoștințe extraordinare, este un om, nu o să râdeți, dar să știți că este cald, este carismatic și înțelege foarte bine cam tot ce se întâmplă în jurul nostru, spre deosebire de mulți dintre noi care habar n-au de ce trăiesc. Prima întrebare pe care, și vreau să mai spun ceva, eu cu domnul Străinu suntem vechi prieteni și nu va fi niciodată posibilitatea să ne certăm, ne putem contrazice, evident, fiecare cu ideea lui, dar ca să ne certăm sau și să nu mai vorbim, că în perioada asta când dumnealui n-a apărut la televizor, ne-am tot sunat, am primit filmulețe, unele de senzații, tot așa cu cosmosul. Așa că începem această emisiune cu prima întrebare. Ce a determinat actuala relansare a cursei spațiale? M-am mirat. Foarte tare m-am mirat. M-am gândit de ce. Trăim niște lucruri, să le spunem, foarte interesante. Le-am spus lucruri și nu timpuri și nu fapte, pentru că lucrurile sunt palpabile, sunt materiale și se pare că suntem într-o zonă în care vom putea pipăi materie de pe altă planetă, vom putea da mâna cu un ipotetic extraterestru, vom vedea cum arată forme de viață de pe alte planete, vom vedea că noi, ca civilizație umană, Homo sapiens sapiens, suntem pe Terra niște chiriași care am venit dintr-o cu totul altă parte a spațiului, da. De aceea nici nu ne adaptăm și de aceea nici nu avem o atracție deosebită față de tot ceea ce există această planetă, mama aceea, cu care ne aflăm permanent în conflict. Ca să începem așa într-un spirit de glumă, e o anecdotă care circulă în lumea științifică, se spune că o planetă, navigând prin univers, trece și pe lângă Pământ și vede că Pământul este trist, este abătut și îl întreabă: dragă, dar ce se întâmplă cu tine de ești așa, uite, nu ești în regulă.
Și la care Pământul îi răspunde: sunt în pandemie, am oameni. Și la care cealaltă planetă consolează Pământul: lasă, dragă, că și eu am avut. E ceva ce trece. În spatele acestei glume, dragi telespectatori, se ascunde un adevăr uriaș care ne este ascuns și care, într-un fel sau altul, într-o perioadă relativ mică de timp, va erupe. Și am să încep prin a vă reaminti că, înainte de a părăsi fotoliul de la Casa Albă, președintele Donald Trump a semnat un ordin prin care numai puțin de 30 de milioane de documente care sunt legate de cercetarea spațiului cosmic, de ipoteticile civilizații extraterestre, de fenomenul OZN, de ceea ce înseamnă cele două fenomene care au îngrozit America, respectiv fenomenul răpirilor și fenomenul mutilărilor de animale, își vor găsi un răspuns. Vă mai reamintesc că și la plecarea fostului președinte anterior lui Donald Trump, e vorba de Barack Obama, și acesta a semnat un document în sensul că, după plecarea sa, au fost desecretizate peste 3 milioane de documente din domeniul pe care l-am amintit anterior. Dar iată că Trump rupe deja pragul și cere ca de 10 ori mai mult astfel de documente să fie desecretizate. De ce ne întoarcem în spațiu? De ce vrem pe Lună? De ce este îngrămădeala asta să ajungem cât mai repede pe Marte? Deci se pare că se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva de care, cel puțin noi românii care suntem frustrați de ceea ce înseamnă o presă omnidirecțională ca punct de vedere și nepartinică, nu ne gândindu-ne la partide, ci părtinitoare, dacă vreți, nepărtinitoare, nu o avem. Din păcate s-a reușit ca această presă să fie distrusă. Există câteva puncte pe aici, pe acolo, pe unde se mai spun lucrurile adevărate. Și în momentul de față se întâmplă lucruri extraordinare în lume pe care românii nu le află. De exemplu, îl dau pe ultimul, În Alaska, acum câteva zile, a fost semnat un acord între Statele Unite și China, în care cele două state au căzut de acord asupra schimbărilor climatice, asupra politicii în schimbărilor climatice. Și o să intrăm și în acest aspect puțin să vă spun despre ce este vorba, dar în condițiile în care știți foarte bine că Statele Unite erau total obtuze la ceea ce înseamnă schimbările climatice și cele două state, neprecizând în ce constă aceste înțelegeri. Păi fiți siguri că înțelegerile care s-au făcut între Statele Unite și China au fost făcute pe spinarea altor state. România este poligon de încercare a armelor geofizice încă din anii 69-71, când rușii au testat aici rachetele care puteau aduce ploaia sau puteau produce cer senin la comandă pe perioadă de timp determinată cât voiai. Știm vestitele Parăzi de la 9 mai sau celelalte evenimente sportive, olimpiadele. Între timp le-au dat și fraților chinezi olimpiadele, dacă vă amintiți, din 2008, când o perioadă foarte lungă, 2007-2008, a fost o perioadă cu schimbări climatice foarte grave la nivelul, la nivelul planetei, pentru că clima are o dinamică a ei, nu este ceva imobil. Ai făcut în anumit loc o anumită mișcare, aceasta se transformă și se mărește de zeci de ori în altă parte. Este vestită teoria bătăii din aripea fluturului. Un fluture mic zboară în Amazonia, iar în Indonezia se produce un cutremur. Sau se poate întâmpla ca o mică pasăre să zboare, să producă un anumit tip de undă și undeva în Filipine să se întâmple un mare ciclon, un mare uragan. Nu este nimic science fiction, fizicienii au demonstrat, este vorba de acțiunea cantităților de energie
direcționată și neliniară, când cu energii foarte mici poți produce catastrofe uriașe. Dar să ne întoarcem la cosmos. Și aici aș vrea să vă spun că pentru cei care vor fi sănătoși și să dea Dumnezeu să fim toți sănătoși și vor avea puterea să înfrunte viitorul, vor avea niște surprize extraordinar de mari. Deci niște surprize uriașe. De ce? Pentru că nu în mod întâmplător ne-am întors sau ne întoarcem spre cosmos. Nu în mod întâmplător, înainte de a începe marile programe de lansări ale sateliților lui Elon Musk, cum mai spun unii, s-a prăbușit așa în mod ciudat observatorul astronomic de la Arecibo, care la momentul respectiv era al doilea după cel chinezesc, cel mai mare observator din lume cu diametru de 500 de metri. De ce? Pentru că de câțiva ani nu au mai vrut organismele care îl finanțau să dea bani pentru întreținerea acestui telescop, radiotelescop. De ce? Pentru că nu vroia ca datele, informațiile pe care le obținea să fie disipate în întreaga lume. Cucerirea cosmosului a devenit deja ceva cu ștampila strict secret, top secret, și fiecare stat caută să-și păstreze întietatea în acest domeniu. Bun, și răspunsul este, de ce plecăm în cosmos? Există o carte a lui Leslie Watkins care se numește Alternativa 3. Aici sunt prezentate trei alternative pentru salvarea civilizației umane în caz de catastrofă planetară, și este explicată civilizația subpământeană, realizarea de buncăre, orașe subterane. Apropo, în Statele Unite există peste 130 de orașe subterane cu magazine, cu cinematografe, cu policlinici, dacă nu știați acest lucru. Ele se află pe lângă marile orașe sau în zone total izolate. Două astfel de orașe există și în Elveția, există și în alte țări europene, n-am să le numesc, există în Federația Rusă, chinezii și-au construit și ele astfel de orașe, singurii care nu au putut să-și construiască sunt japonezii datorită tectonicii plăcilor care există în acea zonă, în insulele japoneze, care știți foarte bine că sunt zguduite cronometric, după tabelă. Deci aceasta era prima posibilitate. A doua posibilitate era ridicarea oamenilor în colonii uriașe, inclusiv ceea ce numim industria foarte toxică, care produce noxe, să o urcăm pe laboratoare circumterestre și să le mutăm acolo. Iar apoi era, bineînțeles, plecarea pe lună, în colonii lunare, unde am aflat în ultimul timp că iată că există și ceva aer, chiar dacă este foarte rarefiat și chiar dacă aer în sensul de gaze, deci oxigen, hidrogen, azot, pentru că noi respirăm, spunem că respirăm și murim că nu avem oxigen, dar nu știm că în aerul care respirăm 78,9% e azot. E mai complicată problema. Și iată colonii spre Marte. Ca să vă spun o poveste iarăși puțin așa cu tentă haslie, când s-au făcut recrutările pentru prima misiune spațială spre Marte, s-a făcut public pe internet, s-a făcut anunțuri, s-au înscris vreo 2000 de persoane, din care au fost recrutate cele două echipaje de câte 14 persoane, baza și rezerva. Oricum, e posibil ca poate 2-3 până se va ajunge să se plece dintre ei, să ajungă să fie pietonii spațiali de pe Marte, pentru că ei sunt înlocuiți permanent, că cedează fie din punct de vedere fizic, psihic. Este vorba de un antrenament absolut draconic în acest sens. Dar ceva foarte interesant. Când s-a făcut în China cererea pentru a se merge pe Marte, rețineți, chinezii au spus, este vorba numai de drum dus. Deci nu era vorba de un drum întors. În 72 de ore au avut 80.000 de oameni apți medical care s-au oferit. Aveau pentru... și de unde? Nu este neapărat numai și de unde. Este vorba și de
Deci la, în Statele Unite, vreo 6 luni de zile s-au chinuit să adune cei 2000 de candidați, pentru că americanul își spune întrebarea, bine, mă duc, o să fiu primul pieton pe Marte și mă duc și mor acolo. Este o chestie filozofică, o să discutăm și pe asta. Dar, pe câte vreme, partea asta, pentru China, pentru poporul chinez, pentru măreața Revoluției chineză, imediat s-au găsit, în povestea, de exemplu, un militar din China, ca să nu spun ce funcție și grad avea, l-am întrebat, zic, bine, spune și mie, că voi n-ați avut niște super laboratoare să testați avioanele astea de mare performanță pe care le-ați făcut, pentru că le-au făcut, indiferent dacă nu sunt recunoscute de către Occident. Și totuși, cum le testați? Și a zis, foarte simplu, făceam avioane, iar piloți aveam. Deci reglau, făceau schimbul la avioane, după cum pica. Deci nu conta că murea. Mai mult decât atât, spunea că aveau, deci, înregistratoare la bord, care ăsta trebuia să și spună, adică nu se putea catapulta. Că era prototip și nu avea sistemul de catapultare. Gata, nu mai am, o să pierd avionul, arde motorul din stânga, mi s-a aprins beculețul pentru că nu mai am compresie pe dreapta, turbureatorul 1 a picat, deci povestea era până când pica jos. Îl făcea erou al Chinei și asta era problema. Și iată că cucerirea spațiului continuă să fie una dintre cele mai periculoase meserii și iarăși revine acea întrebare, totuși ce căutăm în spațiu? Marea problemă care se pune în momentul de față este că, conform ecuației lui Frank Drake, a ipoteticei existențe a unei civilizații în univers, se arată că numai în galaxia noastră ar putea exista câteva milioane de civilizații inteligente. Eu vă spun că la nivelul anului 2000, de exemplu, când am participat la niște congrese internaționale în Occident, ieșeam atunci pentru prima dată, începeam să iau contact cu acea zonă, se spunea, sunt 5, 7, 10, americanii mergeau până la 12 ipotetice civilizații, că sunt ăia mici și gri, ăia mari și urâți, că sunt ăia reptilieni, că sunt șerpoizii, că sunt înalții și blânzi germanii, nu știu ce. Mergeam în partea altă, duceai la ruși, ruși și spunea, domnule, sunt cam minim 25. Ei întotdeauna mergeau pe mai mult. În 2019, înainte de pandemie, de fapt, la, în 2019, când am fost la Salonul Internațional de Invenții de la Moscova, unde am participat și unde am avut onoarea, din păcate spun Dumnezeu să-l ierte, pentru ultima dată să stau de vorbă cu cosmonautul Alexei Leonov, un om extraordinar general, zburător, primul om care a ieșit în spațiu în niște condiții rudimentare în care noi nu ne-am duce nici până la toaletă. Și Leonov îmi spunea, în sfârșit, eu prima dată l-am cunoscut prin 2009. Și într-un mod surprinzător, i-am devenit foarte simpatic și de câte ori mergeam la aceste manifestări, indiferent că se întâmplau în Crimea, la Simferopol sau la Sevastopol, unde erau cele două orașe unde în Rusia se, în partea dinspre noi, se desfășurau astfel de salone de invenții. Fie că era Sankt Petersburg sau la Moscova, m-a întrebat, n-am mai venit din România și în Astraneț, așa deja mi-a dat, în Astraneț, da? Și mai... Da. Și el mi-a spus ceva de felul următor. Dragul meu, merg pe ideea și ține minte că sunt foarte pesimist, că sunt cel puțin 200. Și mi-a prezentat pe cineva de la Academia de Științe a Chinei. Chinezul nu știa decât chineză. A vorbit el în nu știu ce limbă. Nu am înțeles în ce limbă au vorbit, am înțeles că făcuse parte dintr-un grup de instruire a unor cosmonauți chinezi în Rusia. Și chinezul a spus, zice, 200 sunt cei care, cel puțin 200 sunt cei pe care noi am reușit să identificăm datorită formei universal stelare, adică că aveau cap, două mâini și două picioare. Dar zice, ce te-ai face dacă ai vedea un extraterestru care este sub forma unei mâzghe?
Mersi. Bine, nu, nu-ți mai spun că ai zis barigă. Da. Să fie iertat, să mânete respectabil. Adică ceva care noi nu putem imagina. Recomand telespectatorul să citească cartea Inteligența materiei a lui Dumitru Constantin Dulcan. Eu îl apreciez foarte mult. Da, extraordinară carte. Îl apreciez foarte mult. Dar din toate cărțile care le-a scris, asta devine fundamentală. Este ceva, e ceva uriaș. Eu l-am cunoscut prima dată înainte, în niște situații foarte delicate, înainte de 89. Și o citisem și de acolo trebuie să înțelegi că la un moment dat, într-un anumit sistem de referință, paharul ăsta plin cu apă poate reprezenta un univers și o întreagă civilizație. Da, vreau să facem o pauză în sensul că dacă la o singură întrebare vorbim o oră, nu reușim să depășim întrebarea. Am înțeles de ce. Oricum, chestia este, știi foarte bine că noi nu aranjăm emisiunile, așa că... Da, e adevărat, le facem cu după cum ne vine. Mai pregătește cu o surpriză din când în când, da? Da, las că am pregătit o surpriză și ai binevoie să nu răspunzi. Am crezut că te-am păcălit, dar de unde? Întrebarea numărul 2. Ce reprezintă luna ca țintă în actuala cursă spațială? Adică cineva dintre noi, vorbesc de oameni, evident, dintre marele puteri, dintre marele concerne, mari armate, mă rog, nu știu, totul la nivel macroscopic pe Pământ. Care e ținta? De ce e luna o țintă? Sau poate nu e? Eu am, cu foarte mulți ani în urmă, pe vremea când eram ofițer activ în radiolocație, pentru că am fost și prin alte zone ale Sistemului Național de Apărare, când eram de serviciu și aveam la dispoziție, cum aveam noi lunete teodolite, ce aveau și artileriști, că eram suprapuși cu niște divizoare de artilerie sau de rachete, noi cei de la radiolocație, și era lună plină, pac, pe lună, și observam, nu știu ce, citisem foarte mult despre lună. Ideea mea fixă era că, domnule, luna este artificială. Bine, convingerea mea actuală este la fel că luna este artificială. Am și scris o carte care se numește Invazia extraterestră la a apărut la editura Darkle, unde cei care vor să vadă, pe o argumentație foarte solidă, nu a mea, eu prezint argumentația al unor oameni de știință mult mai deștepți decât mine, bineînțeles, demonstrează că luna este o stație, deci, în primul rând că este artificială. Și dacă o să fie timp, spun și de ce, o argumentăm până la capăt. Dar este, în primul rând, artificială, este o stație de observare și de control a planetei Terra, control reține spiritual, nu merg mai mult, mai departe, citiți cartea, pentru că am avut mari probleme pe tema asta, chiar acolo realizându-se un transfer al sufletelor. Știu că mulți se vor uita la mine acum și mă vor înjura, dar asta e problema, să citească cartea. Problema este că am rămas foarte îndoit când am aflat aceste lucruri și începusem deja, eu care eram foarte dur, așa că luna este artificială, am început să-mi pun semne de întrebare. Și atunci un prieten din Franța, prieten al lui Jacques Bergier, mi-a dat o listă de cărți, a zis, ia citește tu cărțile astea. Și erau cărți de Anaximandru, de Aristotel, de Platon, de Plutarh, Homer, Herodot și încă vreo 2-3 și veți vedea că dacă veți citi acele cărți, veți citi de vremurile când luna nu era acolo. Vă spune, când grecii făceau nu știu ce și luna nu era pe cer. Nu exista luna. Și apoi au apărut două luni. Și apoi una a dispărut. Deci una a remorcat-o pe asta. Și a adus-o. Și o spune și Plutar și Anaximandru, sunt mai multe oameni care n-aveau. Deci unii de la ai romanilor, unii ai grecilor, datele sunt atât de precise încât nu pot fi, și ele coincid cu perioada aproximativ 20.000 de ani înaintea erei noastre, 20-22.000 de ani, cu unul dintre ceea ce se numesc marile potopuri, nu potopul noi, ăla este altul, unul din marile potopuri, adică înseamnă unul din marile cataclisme la nivel planetar produse tocmai datorită faptului că acest corp a fost adus în sistemul nostru solar. E aici o argumentație cu a 10-a planetă, se spune și despre, pe vremuri în emisiunile tale am mai povestit despre ipoteticul frate al Terei de care nu se vorbește,
Și am să spun așa în câteva cuvinte. Deci există, a existat, pentru că omul nu mai este, a plecat în America și nu se știe ce s-a întâmplat cu el, un profesor la Cluj care, plecând de la modelul atomic al bateriei, extrapolându-l la sistem solar și calculând energiile, masele, dacă vă amintiți cei care știu cu electroni, 1S1, 2S2, S4, adică energiile care sunt, a demonstrat că actualul sistem solar nu ar exista, nu ar putea să existe, dacă n-ar mai fi o masă. Unde e masa aia? De noi vedem. Că să vedem masa aia, unde e. Și atunci, calculând și recalculând, mulți spuneau, domnule, asta este centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter, centura Kuiper. N-are nicio legătură. Savanți deștepți au calculat, masa acelei centuri este minimă în raport cu cât ar trebui ca să fie planeta aia. E, și atunci unde e planeta? Planeta se spune că este exact pe orbita Pământului. Orbita Pământului știți că este eliptică, are un afeliu, cea mai mare distanță, și un periheliu, cea mai apropiată de Pământ, dar pe partea cealaltă, deci la 180 de grade. Deci dincolo de Soare. Noi n-am putea o vedea. Și acum gândiți-vă la consecințe. E în jurul Pământului, e pe aceeași orbită, primește același tip de radiații, lumină, căldură, raze X, ultraviolete. Nu merg mai departe. Deci imaginați-vă. Americanii au fost interesați de profesorul ăsta, au luat cu familia cu tot în America și asta a fost. Mai departe scrie în carte, nu știu ce să vă spun. Eu am scris și într-o carte pe OZN Universul Paralel despre chestia asta și cineva m-a tras de urechi. A zis că de ce schimbi astronomia acum? Că lucrurile sunt foarte clare în sistemul solar. Nu sunt foarte clare. Pentru că, iată, dacă luăm pe Sitkin, un mare cercetător și care este recunoscut ca atare, spune că sunt 12, au fost 12 planete în sistemul solar. Și vorbim și de Nibiru și de Marduk și de... De ce? Și dacă sunt atât de puține, de ce au retrogradat planeta Pluto? Pluton. Pluto e câinele. Pluton este planeta, ca să ne înțelegem. Așa, planeta Pluton. Planeta Pluton. Și au făcut-o în rândul planetoizilor. Eu am studiat cu mare atenție toți ceilalți planetoizi care sunt în sistemul nostru solar, începând cu Ceres, Icarus, asteroizii. Niciunul nu este mai mare sau este comparabil cu planeta Pluton. Și încă ceva. Încă, rețineți ce vă spun eu, știm extrem de puține lucruri despre Pluton. Mai ales că știm despre stele mult mai îndepărtate și despre planete mult mai îndepărtate despre Pluton. De ce știm? Puține pentru un singur lucru, pentru că lucrurile sunt ținute secret. Mare public nu știe puțin. Ei știu. Totuși, încă o dată, ținta în actuala cursă spațială, Luna, pentru cine? Sunt două lucruri foarte importante care trebuie să le înțelegem. Și acum vorbim la nivelul ipotetic. Să presupunem că din Aldebaran sau din Lira, sau din, știu eu, din zona Sirius, de undeva din univers, uite acum ar ateriza o navă chiar la New York, în fața sediului Națiunilor Unite, sau la Washington, în fața Casei Albe, sau în Piața Roșie, sau la Cotroceni, în fața la Academia Militară. Și s-ar da jos băieții aia de acolo și am spune, domnule, vrem să vorbim și noi cu cineva de la voi. Ei, cu cine ar vorbi? Cu președintele SUA? Cu președintele chinez? Cu Iohannis? Cu președintele Botswanei? Ei, și atunci, în urmă cu vreo 30-40 de ani, anumiți savanți au lansat teoria civilizației teriene. Rețineți, nu are legătură cu globalizarea. Adică în sensul ca civilizația umană întreagă să îi se creeze un organism la nivel planetar care, în cazul unui acest ipotetic contact, ar trebui să ne reprezinte. Acum, dacă nu știți, vă spun eu, la Organizația Națiunilor Unite există serviciu diplomatic interstelar. Este, la ora asta, care e așa. Vaticanul are un grup de cardinali care sunt pregătiți pentru întâlnirea cu viitorii extraterestri și un alt grup care e pregătit ca în caz că rețineți, nu sunt creștinați, să-i creștineze. Doamne, cum să vă spun, eu știu că râdeți, dar din moment ce Papa a anunțat că el schimbă Biblia, cineva din Germania care a fost într-o relație foarte apropiată cu Papa Ratzinger, deci cu cel dinaintea lui Francisc,
mi-a adus în format electronic o formă a Bibliei. Asta care vrea să o pună. Păi este un roman de aventuri. Este Iliada și Odiseea. Este, nu știu cine o să mă creadă ce acolo. Problema că acest cardinal Bergoglio, care a ajuns și papă, cineva de la spate, cum spunea președintele Iriescu, îi bagă sula în coaste și îi cere să schimbe aceste lucruri. Deja a schimbat rugăciunea Tatăl nostru și încă câteva precepte bisericești, nu e domeniul meu, nu vreau să intru în amănunte. Deci deja face acest lucru cu pași mari. Primul semnal, dragi telespectatori, îl vom avea acum de Paște. Pentru că știți că la nașterea Mântuitorului de Crăciun, la Vatican, a pus în coșul din iezle de acolo roboței, șuruburi, circuite integrate și așa mai departe. O să vedeți ce pune acum, când Mântuitorul și-a dat viața ca să ne răscumpere nouă greșelile, păcatele și toate nenorocirile care le facem pe pământ. Să vedem ce mai spune, ce mai inventează acest popă iezuit. Problema este că odată cu realizarea acestei civilizații teriene, aceiași specialiști au zis, dom'le, noi suntem pe calculator, avem un program, sunt 22 de scenarii prin care Terra poate dispare. Nu Terra însăși, ci civilizația umană, deci Homo sapiens sapiens. Lovirea unui asteroid, război nuclear, pandemie globală, cutremur devastator, îngheț total, era glaciară și așa mai, foarte multe. Și a zis, bine, atunci ce facem? Păi ce, noi trebuie să salvăm civilizația umană. Bine, salvați-o. Și cum o salvați? Păi adunăm din fiecare stat un număr de persoane care nici ei nu vor ști că sunt pe aceste liste, dar care între timp vom avea grijă de ei. Și vom forma civilizația teriană de delocare, care ar fi în jur de vreo 50.000 de oameni, care vor trebui să fie duși într-o primă colonie peste vreo 20 sau 30 de ani pe Marte, ca rezerva Pământului în caz că se întâmplă ceva. Deja unii acum, în mod foarte ciudat, vor să mute banca genetică a Terei, care se găsește în insula Spitzberg, eu am fost la ea, vor să o mute într-o așa zisă grotă după Lună. Păi care grotă după Lună dacă Luna e artificială? Bine, o să vedem până la urmă, chiar e artificială, asta este altă poveste. În primul rând este goală pe dinăuntru, în al doilea rând rocile sunt mai vechi decât cele de pe Pământ, iar praful lunar este mai vechi decât orice fel de mineral care a fost analizat până acum pe Pământ, orice tip de asteroid, de rămășiță de asteroid, de meteorit și așa mai departe. Deci este clar că a fost cărată dintr-o altă parte a Universului, unde mult mai veche decât partea asta și a adus aici, în scopurile care le vom vedea. Deci problema este că se pare că undeva se știe că acest contact, dacă nu este iminent, el este într-un fel sau altul pregătit și că pe ascuns se fac astfel de scenarii. Eu i-am dat foarte mare crezare unui general american pe care l-am întâlnit în Alaska, era la pensie, se retrasese acolo și el mi-a spus, du-te la Smithsonian în următorul loc și vezi despre ce este vorba acolo. Și să vă spun despre ce era vorba acolo, la Smithsonian, într-o vitrină, sunt două volume cam atât de groase de cum e Dexul la noi, primul volum este text, al doilea este hărți. Este format din hărți. Eticheta ce scrie sus, Statele Unite ale Americii, Pentagon, nu știu ce. Modul de ducere a operațiunilor de luptă de către forțele aerospațiale americane în spațiul extraterestru, pe Lună și pe Marte. Foarte bine. Nimic nou până aici. Dar data apariției, 1952, le-am răsfoit. Era să car jos. Deci, cum tu aveai mijloacele tehnologice ca să calculezi și să faci un mod de ducere a operațiunilor, doar că nu spunea NAVA.
în condițiile respective, când primul satelit artificial a fost lansat în 11 octombrie 1957, Gagarin iese pe orbită în aprilie 1961 și, să zicem, debarcarea ipotetică, zicem și noi acum, a avut loc în noaptea de 20 iulie 1969. Pentru că în momentul în care americanii au zis că se duc pe lună, Dimitri Rogozin, care era la Moscova și care inaugura acolo un nou sector în cadrul memorialului Yuri Gagarin, Muzeul Cosmonautic, care se găsește în fața magazinului marelui Hotel Cosmos, făcut de francezi acolo, făcut de De Gaulle, așa, a spus, zice, noi ne vom duce pe lună și vom demonstra că americanii n-au fost acolo. Ceea ce este interesant este că și chinezul a spus același lucru. Nu pot să concep că toate filmele despre misiunile Apollo s-au pierdut, s-au furat, cum se spune. Nu pot să concep că 780 de kilograme de roci au dispărut toate. Apropo, unde sunt cele două globuri de cristal? Unul cu o rocă cam de 4 pe 3 centimetri și în cealaltă erau trei micuțe cam de 5-6 mm, care le-a primit Ceaușescu de la Nixon. Erau la Muzeul Republicii Socialiste România, Muzeul de Istorie, RSR. M-am uitat în Muzeul de Istorie, peste tot, nu mai sunt deloc globuri, la unde ar fi. Pentru că dacă un gram de meteorit, cel mai ieftin, costă 50 de cenți gramul și ajungând până la 5.000 de cenți gramul, eu mă gândesc că roca aia lunară avea și aia niște prețuri. Deci, a fost privatizată. Am înțeles. Întrebare. Vorbeam de Mati, ați atins subiectul ăsta. Eu cam am înțeles care-i mesajul, dar de ce bătăria asta pe viață și pe moarte, cine ajunge primul acolo? Înfinge un steag al puterii respective și zice, eu fac, eu dreg, eu comand. Deci care este scopul principal al întrecerii actuale pentru cine ajunge primul pe Marte? Problema va fi pentru viitor, pentru a nu intra în amănunte decât, spun, va fi o schimbare totală a ceea ce înseamnă ordinea mondială. Statele arabe, de exemplu, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, state și alte state care au sume uriașe de bani, aur, bogății, s-au orientat pe această zonă pentru că au spus următorul lucru. După ce se va termina petrolul, noi ce facem? Vom ajunge cercetori iarăși pe cămile, până atunci noi vom privatiza spațiul și vom cumpăra uzine, fabrici, centre de cercetare și laboratoare care sunt construite în spațiu extraterestru, circumterestru Pământului, pe Lună sau pe Marte. Păi ce s-a întâmplat în ziua în care, în ziua în care Arabia Saudită și cu Dubai au anunțat că vor să meargă pe Lună? A doua zi, izraelienii au trimis vestita sondă pe Lună. S-a prăbușit, nu știu. Așa au zis. E posibil să se fi prăbușit, e posibil să nu se fi prăbușit. Dar atunci am aflat și noi, toți ceilalți fraieri de pe planetă, că izraelienii de 35 de ani aveau un centru de cercetări spațiale în deșertul Negev, unde făceau antrenament în comun cu americanii. Pentru că există o poveste de teoria conspirației care spune că pe ultima navetă spațială a murit și un izraelian și nimeni nu recunoaște. La fel cum rușii nu recunosc că la scufundarea vestitului submarin Kursk erau doi chinezi. Dar monumentul lor există la Beijing, în onoarea lor. Deci iată că mari și necunoscute sunt căile Domnului. Deci ce să fac un Dubai aici mare pe pământ, care este un centru turistic în care le iau banii la toți? Pe ce? Pe cazare și pe nimicuri? Absolut, pe nimicuri. Pe băutură și pe mâncare. Fac niște sume fabuloase și mă duc la Statele Unite să mă ia în Cosmă. Și Statele Unite spune, nu te luăm că tu ești terorist, că ești islamic, că ești nu știu de care. Și atunci ei au zis următorul lucru. Da, foarte bine. Ne ducem la Elon Musk. Nu vrea Elon Musk? Ne ducem la Jeff Bezos. Nu vrea nici Jeff Bezos? Ne ducem la Robert Bigelow.
Deci iată cei trei barori ai spațiului, care la ora asta sunt pe picior de concurență, încă n-au depășit NASA. Nu se poate să depășească, pentru că NASA are în spate complexul militar-industrial american. Și ca o noutate pentru telespectatori, și aceste trei corporații private care le-am enumerat, nu se dezvoltau dacă nu aveau aceste corporații americane, respectiv sistemele de laboratoare de cercetare pe care le are armata americană, tot această infrastructură care face din parte din aparatul de cercetare american, începând cu laboratoarele Livermore, Sandia, Nevada și așa mai departe. Ce spune paradoxul lui Fermi la ipoteza civilizațiilor extraterestre și unde am putea să-i găsim noi pe aceștia pe Terra? Foarte mulți zic că extraterestri nu există pentru că noi am văzut. Eu am văzut obiecte zburătoare neidentificate, am văzut cu ochiul liber, l-am văzut cu binoclu, cu teodolitul, cu luneta. Le-am văzut de două ori. Da, am văzut sute mii cu radarul. Nu mai am. Am scris o carte care se numește Eu am vânat OZN-uri și extraterestrii. Extraterestrii n-am văzut niciodată. Îmi doresc să văd unul, să dau mâna cu el. Problema care apare în acest context are două aspecte principale. Primul aspect ține de faptul că nimeni nu este crezut din cei care au văzut astfel de lucruri, dar nu sunt crezuți nu pentru faptul că ei sunt mincinoși, pentru că au fost puse la detectorul cum de minciuni, li s-a făcut scopa la mine sau li s-a dat la udaun, au fost puși la sisteme speciale de hipnoză regresivă, ci pentru faptul că fenomenul acesta al întâlnirilor este stigmatizat. Deci ești țignit la cap dacă spui astfel de lucruri. Eu am avut ani de zile colegi și șefi care îmi spuneau că sunt sărit după fix, că mă ocup cu asemenea lucruri. Noroc că aveam șefi mai numirați, mai deștepți decât ei, care îmi apreciau munca, știau cine sunt și îmi spuneau, lasă Emile, ei rămân cu țignala, tu du-te, plimbă-te la congrese. Am fost în aproape 80 de țări până acum, în țări în care am fost și de 20 de ori. Deci fiecare rămâne cu ideea lui, până când nu pune mâna, nu simte. Păi curentul electric l-ați văzut? Cineva? Ia băgați mâna în priză, hai! Deci e o chestie de dacă mergem până la... Dar nu, e exagerată povestea, comparația. Dar am vrut totuși să fac o comparație. Păi din moment ce trei echipaje de astronauți, de cosmonauți sovietici, nu ruși, că aia nu mințeau, de pe stația Salut, au filmat acele făpturi uriașe care se învârteau de 12 metri, anghelice care veneau, vorbeau cu ei, unul îi spunea, vezi că taică-tu care are 80 de ani, mai are 3-2 săptămâni, dai telefon, vorbește cu el, ăla, vezi că nevasta îi face operație acum, ăștia ți ascundă, e bine, și așa mai departe. Sau vorbeau cu persoane dispărute. Primul echipaj a fost internat la neuropsihiatrie, dar a venit al doilea și al doilea au făcut poze. Acum pe ăștia nu i-au mai internat, și au fost al treilea care au filmat. Și mai este o chestie, pentru că atunci era pe orbită și Skylab-ul american, laboratorul spațial american. Dar ei nu spuneau nimic, nu au vrut să spună, au ținut pentru ei. Deși există informații că și ei au văzut aceste ființe angelice, care nu sunt numai astea, astea erau portocalii, dar erau unele de diafan și de fi, spun, în care eu spun ce spun ei, ce am văzut prin filme, nu, eu nu le-am văzut. Și înclin să cred că dacă universul ăsta este infinit în spațiu și timp, materia are o infinitate de forme de manifestare, bineînțeles că eu nu-mi pot imagina tot ce există în universul ăsta. Deci sunt și lucruri pe care depășesc capacitatea noastră. Are o implicație religioasă asta foarte tare, are o implicație, hai de mine, medicală. Ne ducem la tot lucruri absolut fantastice, care pentru noi... Obișnuiți cu ceea ce învățăm în clipa de față? Nu, obișnuiți cu niște lucruri care suntem imediat. Deci vă dau un exemplu. Deci la american, dacă un, să zicem, un locotenent de aviație spune obiect zburător neidentificat, în minutul 2 e trecut în rezervă. Dar ei lucrează cu ele. Ei le numesc fenomene aeriene incerte.
Deci mă duc și raportez un fenomen aerien incert. Da. Deci dacă mă duc și raportez un oțel, mă dau afară. Dacă raportez un fenomen aerian incert, cum a fost cazul tic-tacului, da, pentru că definirea, sau gimbal, da, cele două definirea care au fost, dă incertitudine în partea asta, pe când aici deja spune că venim, există. Venim, știu că știi așa, dar cum poți ca o forță de lovire americană, care are un portavion Nimitz, care are 100 de avioane la bord, însoțită de submarine, însoțită de un distrugător, de zeci de corvete, de nave, de toate dimensiunile, să fie înconjurată de o întreagă flotilă de astfel de obiecte. Și în care piloții spuneau, aveam impresia că ninge cu ele. Și ăștia intrau la interceptare, se angajau pentru luptă și în momentul când se apese pe rachetă, că primise ordine să tragă, dispărea de acolo, adică trăgea degeaba. Le-au filmat, le-au arătat și acum iată că aceste lucruri sunt date în studiu și nu a fost numai o dată. S-a întâmplat și portavionului Franco de la Roosevelt, de timp ce se deplasa în Orientul Mijlociu și acolo este vestit un obiect care se numește titirez sau gimbal care i-a speriat pe toți. Într-o emisiune viitoare, dacă voi mai veni pe la tine, am să-ți aduc o fotografie care... Am adus-o eu din străinătate și se arăt că tipul acela de obiect a fost filmat de către un pilot sovietic încă în 1960. Și rușii au tras pe ele. Și avioanele lor au fost doborute. În momentul când au tras, deci 12, deci au fost 3 astfel de obiecte, mergeau în formație de V și rușii, văzând că sunt multe, au ridicat prima dată la interceptare o celulă, asta înseamnă două elicoptere, două avioane. Avioanele la vremea respectivă erau avioane performante de tip MiG-23, vânătoare interceptare. Și ăștia au spus, ei sunt 3, noi suntem 2, ce facem? Zice, stați încet că vă vine din spate restul escadrilei. Deci a ridicat o escadrilă, artară o escadrilă, 12 la 14 avioane. Și au tras toți. E foarte bine, au tras toți și toți au arat pământul. Și nu s-a regăsit, i-a făcut pe toți eroi, în sfârșit și așa mai departe, dar nu s-a putut explica absolut nimic. Stimați spectatori, înainte de a-l convinge pe Emil Străinu să revină în Galați, pentru că, repet, așa sunt timpul de acum, și ne-am înțeles pe subiectele pe care vreau să le fac și pe cele viitoare. În seara asta, când am intrat în televiziune, nu am mai fost de 6 ani aici la RTV Media Group, Emil s-a uitat în stânga, în dreapta și după aia spune, ei, câte întrebări ai pregătit? Zice, cred că 5-6 ne ajung. Și eu zic, cum adică? Cum adică? Am 19 întrebări. Știți câte întrebări am făcut până acum? În această emisiune? 4. 4 și l-am oprit pentru că putea să mai vorbească foarte mult. Ne oprim într-o scurtă pauză, da? Denis, ești de acord, da? Și revenim, poate mai facem măcar 4 întrebări. Asta e. Pauză. Dacă... Stimați spectatori, după cum bine ați remarcat, am văzut că lumea este interesată de această emisiune. Generalul Emil Străinu, specialist în amenințări non-convenționale și asimetrice. Începem partea a doua cu o chestie pe care o aștept de 6 ani de zile. Este absolut teribilă. Când am despățit acum 6 ani, n-am știut nici eu, nici dumnealui că nu o să mai facem emisiuni. Așa se întâmplă, repet, a nu știu câta oară, ca să nu folosesc alte expresii. Ei, la despățire și n-am vrut să mă... Noi vorbim foarte mult în particular. Le-am cumpărat toate cărțile, le-am citit, le-am în bibliotecă. La despățire au rămas două lucruri nelămurite, au trecut mulți ani și vin cu aceste două lucruri nelămurite pe care le aștept ca și dumneavoastră absolut în premieră. Și întrebarea, Emil, simplă. Simplă, dar foarte grea. Deci, la ultima noastră întâlnire, ai promis că vei dezvălui un secret extraordinar în care, pe care îl deții, în care ai intrat.
Despre da, ce pentru e că vorba? Sunt la tine la emisiune și ți-am promis că am promis telespectatorilor și am și spus încă de la început că pentru mine este întotdeauna o plăcere să vin la Galați. Este vorba de un secret pe care îl știu de peste 25 de ani și pot să vi-l dezvăluie acum pentru că au trecut cei 25 de ani care îmi cereau să păstrez secretul și dincolo de aceasta personajele implicate și care mi-au dat respectivele informații, nu mai sunt în viață, au decedat. În 1995 a făcut o vizită în țara noastră fostul președinte al Statelor Unite, George Bush Senior. George Bush Senior, care a fost președinte al Statelor Unite, a fost șeful CIA-ului și să nu uităm un lucru foarte important, eu țin foarte mult la amintirea acestui președinte american, care a luptat ca pilot de vânătoare pe portavion împotriva japonezilor. Deci Bush nu era un ofițer de operetă, ăștia de carton care stă acum la metru cub. Deci era un om adevărat și un om care... De ce subliniez asta? Păi când ai fost șeful CIA-ului, mai ai probleme cu frica? Sau cu... Și printr-o întreagă conjunctură am făcut parte din dispozitivul de protecție al său. La vremea respectivă s-a mers la Slobozia, aici aproape. Dacă vă amintiți, făcuse unul un fel de compania petrolieră Wing cu... Ilie, parcă... Da, era... Era un săracu. Da, și... Da, și Dar a fost haioasă treaba. Dar a fost haioasă. Era și turnul Eiffel și... Și era vrut neapărat să vadă chestia asta. Ce căutam eu pe acolo, asta e altă problemă. Dar eu, deci pe perioada respectivă, am fost între cei care l-am însoțit. Deci, repet, nu am fost în inelul de protecție. Eram cu altă treabă acolo. Și ceea ce este interesant este că era un om foarte volubil. Adică dacă îl cum să spun, vorbea cu oamenii, adică dacă ea trebuie să ai o întrebare. Și eu m-am tot chinuit zile întregi să-i întreb ceva cu azilerul, că trebuie să-mi spună președintele. Adică trebuie să-mi întreb ceva în așa fel, încât să nu fie un răspuns da, nu, un răspuns sec. Și odată când l-am prins, era singur, eram eu cu încă o doamnă, o colegă de-a mea, o doamnă capitan, și cu garda de corp care avea un negru de 2 metri înălțime, garda de la Secret Service. Da, să greșit tot 2 metri. Și... Poate nu știți, stimați spectatori, că nu arată, are 2 metri înălțime. Domnul general, care e în partea mea stângă. A, și pe toți știu că sunt un pitic mic și gras. Da, da, da. Am avut o problemă cu unul și când m-am dat jos din mașină, s-a suit în partea cealaltă la... Nu ne trebuie să facă altceva. Da. Dar să vă spun chestia asta și... Pe moment mi-a venit imediat inspirația. Și m-am zis, domnule președinte, vreau să vă întreb și eu ceva. Da. Eram colonel. Și zice, despre ce e vorba? Zic, ceva special. Păi, zic, când credeți că se va recunoaște contactul cu civilizațiile, cu ipoteticile, așa am zis, cu ipoteticile civilizației statele astea? În mod normal, cred că dacă îi puneam întrebarea asta lui Emil Constantinescu, ori îl dădeam bâlbuială, ori chema garda să mă ia să mă duc la numărul 9. Dar președintele Bush foarte calm, deci nici nu și-a schimbat privirea de la mine, fără o trăsărire a celui mai mic mușchi, mi-a zis, colonele, foarte, foarte curând, Oliudu se pregătește pentru, lucrează la pregătirea populației și face o pauză. Dar mai întâi va trebui să aflăm ceva înspăimântător, ceva groaznic. A folosit în engleză cuvântul oribil. Eu așa zic, oribil poate să mai fie înspăimântător sau groaznic, așa zic eu. Și oribil, da. Și oribil, poate, da. De aceeași tăi. Și eu am zis, what? Și el a făcut așa. Și a arătat în sus. Și după care era strigat doamna Barbara Bush. E, 25 de ani sunt de atunci și mă întreb ce a vrut să spună un președinte ca George Bush, care nu se speria de nimic. Eram afară, în aer liber, deci dacă eram într-o clădire, zicea, doamne, mă ascultă nu știu cine. Deci, tăcere și în sus. Deci și acum mă gândesc, am ținut acest secret la mine, l-am pus într-o carte, acum au trecut 25 de ani, a trecut, președintele Bush a murit în decembrie
2019, iar doamna Barbara Bush a murit de Paște în 2019, amândoi la o vârstă venerabilă, lucizi amândoi, în sfârșit. Am cunoscut niște oameni extraordinari. Deci, pentru mine reprezintă modelul familiei de președinte american. Adevărat. Ceea ce nu pot să spun de Bush Junior. E părerea personală, de cetățean, n-am voie să am păreri, deci, că niciun fel de chestie. Deci și eu zic la fel. Și de draga urele, de 25 de ani mă obsedez această chestie, când ești tu șeful lumii. Deci era după ce zidul Berlinului căzuse. Era în perioada când el îmi dăduse URSS-ul pe tavă, nici, să plimba la New York în chiloți, și s-a dus să cumpere pizza, știi foarte bine, cum și povestim, avem și poze și filme făcute cu el. Iar tu, ca șeful lumii să spui chestia asta, ce mai e deasupra? Deci deasupra mai e decât Dumnezeu. Dar dacă e Dumnezeu, el știe. Deci eu să ne temem de el, că Dumnezeu ne iubește pe toți, că suntem copiii lui. Suntem parte din el. Complicat până la Dumnezeu. Suntem după chipul și asemănarea lui. Da. Acesta a fost secretul care l-a și trecut într-o carte, pentru că a făcut parte din experiența vieții mele și poate cineva cândva odată va reuși să-l deznușească sau vom trăi acel moment să vedem ce este oribil. Deci asta a fost temul, oribil. Deci oribil referitor la chestia asta vis-a-vis de contactul cu... Or fi unii foarte urâți, știu eu. O fi urât, dar poate fi altfel. Sau ori fi unii care ne mănâncă cu salată pe pâine, cu cartofi prăjiți. Mâncăm noi găina la lotisol, poate mai știi, deci habar n-ai. Este și chestia asta. Interesant. Știți că nu intrăm acum în discuții și în... Dar știu cum sunt poveștile cu adenocromul, cu canibalismul, cu deci, multe lucruri care pot fi discutate. Al doilea lucru, tot la fel l-am discutat atunci și m-ai promis ca să spui și de-aia revin. Deci... În cariera pe care ai avut-o, ai fost vreodată, nu știu, o întâmplare legată în care ai fost implicat ca amator, o întâmplare legată de Cosmos în URSS? În fosta URSS? Da, eu știu cine te-a, cine ți-a spus asta. Normal. Da, dar știu cine ți-a spus-o și... pentru că ea nu mai este publică, dar o știu puțin. Deci, iată, ciudat, în 1986... Mergeam cu trenul de la Moscova la Sankt Petersburg, fostul Leningrad. Pentru cei care au fost la Moscova și au mers și cu trenul, știu că trenul la ei nu merge ca la noi pe rambleu, adică trenul este în sus și trenul circulă printr-un șanț, este de bleu. Deci nu vezi în stânga, nu vezi în dreapta, nu vezi nimic. Dar într-o zonă, la 100 și vreo 30-140 de kilometri de Leningrad, este o... bucată de sol foarte îmblăștinos și acolo, pe o lungime de câțiva zeci de kilometri, linia este singurul loc unde este la suprafață. Și mergând pe această distanță, când am ajuns în zona aia, acolo s-a oprit trenul. Eu eram cu un... eram capitan, eram încă cu un major de aviație, care era șef de stat-major la un regiment de elicoptere și... tot cu noi în cușetă, că erau patru locuri, erau doi colonei de aviație care zburau pe elicopterele mici, astea, pe elicopterele Mi-8, Mi-17, Mi-24. Și s-a oprit trenul. Și când s-a oprit trenul, ăștia s-au enervat, că aveau niște probleme care trebuia să le rezolve la Leningrad. Dar după un timp s-a auzit un zgomot asurzitor și lângă tren... și pe stânga și pe dreapta au aterizat în jur de vreo, dar nu spun exagerez, dar cel puțin 20-30 de elicoptere foarte mari, deci erau de tipul Mi-12, Mi-10, adică în asemenea elicopter ia cam 100 de oameni. Și au înconjurat trenul cu arma întinsă spre tren. Și ăsta zice, ce se întâmplă? Ce e nebunia asta? Ce e? Aștia fiind colonei de armată? Și atunci eu i-am arătat lui ăsta. Zic, băi, dar nu vezi că nu-s de armată ăștia? Nu erau de armată, erau trupele lor de securitate, adică trupele GRU. Da. După ce au înconjurat ăștia trenul, au trecut 45 de minute și stăteam acolo, stăm în tren. Asta e ordinul, să nu deschidem geamuri, mai ales că nici aceste geamuri se deschid, că la ei nu se deschid geamurile la toate vagoanele, toate trenul. Și au apărut în jur de 50, 60, 100 de camioane cu trupă. Același tip de militari.
care au fost întinse în lanț de trăgători mai multe rânduri și au început, stând în poziția piticului pe vine, sau cum se zice, mersul piticului, să caute până iarbă. Și unul dintre colonei a dispărut. A ieșit pe culoare și s-a dus. Păi mă l-am văzut jos vorbind cu unul din șefii celor de la pază. Și a venit și ne-a spus că a căzut un obiect din cer, că este un crater de câțiva zeci de metri, obiectul e acolo, nu s-au apropiat de el, că e frică că scoate zgomote. Da. Și că nu se știe ce e, iar de pe câmp adună, că la impactul solo, sări foarte multe bucăți care par ceramice. Și l-am întrebat cât o să stăm. Zice, până când curăță partea asta din apropiere și motre nu pleacă, nu sună. Bun. Și îl întreb. Bine, dar la locul acolo este cineva cu care să vadă despre ce-i vorba. Și apoi am văzut pe tipii aia îmbrăcați în costum de antiradiație cu detectoare, cum se duceau să vadă dacă este ceva. Trenul a plecat. Gata. Asta a fost evenimentul ce am văzut. Dimineața, pentru că așa era ruși, dimineața găsea întotdeauna pe masă Pravda și Izvestia, unde pe prima pagină, într-un chenar, conform pe Gorbaciov atunci, curent deschiderii care spunea el Glasnost și Perestroica, scria că la o distanță de aproximativ 150 de km de Leningrad a căzut un obiect cosmic care a făcut un crater de 30 de metri diametru și de 10-12 metri adâncime. Obiectul, partea de suprafață a obiectului s-a distrus, dar a fost recuperată, iar partea de interior este intactă și au fost duse la un centru de cercetări. Specialiștii spun că obiectul nu este de natură terestră, deci reține aurele, dar nu este nici naturală. Și aici se încheia comunicatul. Și mai spunea jos, specialiștii vor executa cercetări, nu știu ce. Acolo unde am ajuns, eu noi am întrebat, păi, mai ce s-a întâmplat, nu știu ce. Am zis, domnule, pe tot pe regiunea militară Leningrad, că Rusia este împărțită în regiuni militare. Deci, pe regiunea militară Leningrad s-a dat indicativul Cosmos. Indicativul Cosmos, ce vă spun, nu mai este un secret, e dinainte de 90. L-aveam și noi. În caz că credea un obiect cosmic, era un plic special, îl desculeai și cel care era la comandă executa măsurile de acolo. Și s-a recuperat acest obiect, un obiect care a fost dus undeva la un laborator în Ural. Bun, n-am mai putut să aflăm altceva, dar toată lumea vorbea, deci s-a vorbit de chestia asta. Dar în contextul cu Gorbaciov, cu tot ce era atunci, chestia s-a disipat. Dar, venind de acasă, și trebuie mers la colecția de reviste și de ziare și văzut, Ager Presu relua comunicatul TAS în Scânteia și în România Liberă. Și am avut acele... Ia-mi pe undeva pe acasă, prin bibliotecă, cu obiectul care a căzut. L-am și într-o carte, că am scris despre el. Da. Deci nu este o poveste, este verificabilă. Dar este unul din momentele când, iată, artefacte cosmice cad din cosmos, este recuperat cu martori. Adică... 5. Întrebarea numărul 5. Ce se întâmplă în Oceanul Înghețat de Nord? E o întrebare foarte interesantă și am primit-o de la un cetățean care e pasionat, vrea să și te cunoască. O să-l facem legătura la un moment dat. Deci ce se întâmplă în Oceanul Înghețat de Nord? Oceanul Înghețat de Nord, începând cu anul probabil 2030 sau 2032, cam, se estimează în 10 la 12 ani, se va numi Oceanul Dezghețat de Nord. Adică întreaga calotă se va topi și vom merge la Hamburg, vom lua vaporul și mergem la Tokyo pe partea altă. Problema că de asta este o întreagă bătălie acum pentru stabilirea rutelor maritime, pentru că ați văzut cât e Federația Rusă. Imaginați-vă cam cât își iau ei din zona aia, o să o declară zonă ape teritoriale, zonă de interes economic și așa mai departe. Da. E un scandal, Statele Unite, Canada, astea care sunt de acolo. Deci vă dați seama ce, ne mai punând la socoteală resursele, pentru că s-a descoperit că în niște zone acolo oceanul este mic ca adâncime și hidrocarburile sunt abundente. Și mai e ceva.
Bineînțeles, acum vor spune unii că iar intrăm pe o zonă. Da, intrăm pe o zonă care este în discuție. Este și acea gaură pe care amiralul Byrd, pe care Nansen a semnalat-o. Eu am trecut Cercul Polar de nord de 5 ori. În Alaska, în Groenlanda, la nord de insulele Spitzberg și la nord de insulele Franz Josef, la capul Flora, unde Nansen a plecat pe Polul Nord. Și l-am mai trecut tocmai în Marea Siberiei de Est, unde am și trecut strântoarea Bering de la Vladivostok, la Elena Corzevuie. 8 ore durează cu vaporul să treci dintr-o parte în alta. De regulă, uneori e mai puțin funcție de cum e, pentru că acolo se întâlnesc apele oceanului înghețat de... E foarte complicat. Și eram foarte curios pe toți care îi veneau și îi întreba, bă, dar ați văzut gaura aia care e acolo, care e fotografiată prin satelit? Și toți îmi spuneau că nu toate rutele și științifice și comerciale și astea economice sunt niște rute prestabilite, n-ai voie să te deplasezi de la el. Păi bine, dar cine te controlează? Păi, nu știu, din pământ, din iarbă, vrei, apar niște nave și te somează să respecti traseul. Fantastic. Deci, încă o dată, repet, am trecut Cercul Polar de 5 ori, deci nu Cercul Polar de nord, deci nu m-am dus la Cercul Polar. A fost până acolo. E, și sunt absolut convins, deci eu am văzut filmele cu acel intrând, poate o să mai discutăm și de cel de la Polul Sud, și erau vânători și marinari acolo care îi povesteau. Păi ce, cum să apară aici, de exemplu, plante care sunt în Amazon? Cum să ajungă plantele din Amazon la Polul Nord? Adică, știți că există, acum divaghez puțin de la întrebarea ta, ca să arăt că sunt foarte multe lucruri ascunse. În anul 2001, nava militară fregata Col, americană, este atacată în portul Aden de către teroriștii de la Al-Qaeda. Sunt omorâți marinari, sunt făcute pierderi, în sfârșit, sunt anihilați, dar cu pierderi foarte mari. Da. Bun. La vreo un an de zile, lângă Moscova există un lac care se numește Bezdione. Bezdione, tradus pe românește, ar fi lacul fără fund. Și oamenii cam fug de lacul ăla, că sunt niște curenți reci. Adică este un lac care are izvoare, ca să-l numească, așa spun ei. Și acești pescari, după o zi de pescuit acolo, au chemat poliția sovietică, poliția Federației Ruse, pentru că i-au pescuit niște jachete de marinari americani. Ah, da, cu acte, da, e treaba, știi, cu acte. Da, au trecut și așa. Și toată povestea asta este... Fantastică, da. Da, este oficială, cunoscută, și-au recunoscut ăia americani. Da, domnule, jacheta, nimeni n-a furat jacheta din Golful Aden să o ducă să o aruncă în Bezdione. Acolo. Adică e o chestie. Și da, sunt mai multe lucrurile astea. Mie m-am dus... Asta înseamnă că sunt tuneluri... Hai să-ți povestesc ceva foarte tare. M-a invitat o colegă care este profesoară la o școală generală să le vorbesc despre planetele din sistemul solar. Dar nu ca la tine aici, ci chestie pur manual, adică să nu-i virusesc pe băiații. Da, da, da. Și tot vorbind eu acolo și povestind, unul zice, domn profesor, zic, nu sunt profesor, las că știu eu că sunt profesor. Bine, sunt și profesor. Zice, aș vrea să vă pun și eu o întrebare. Pune-o. Zice, uitați, să varsă toate pârâurile în râuri? Să varsă, mă. Să varsă râurile în Dunăre? Să varsă. Să varsă Dunărea Mare? Da. Să varsă Nilul Mare? Și tot așa, mă, la bun. Și tot să, că să varsă, că nu să varsă. Și zice, păi, de ce nu crește nivelul mării? Nu, stai să vedeți, copilul nu prost. Copilul deștept. Pe zi, mă, stai să-ți explic, este circuitul apei. Și ai zis, domnul profesor, mă las pe mine cu evaporarea, cu nu știu ce, cu ciclu, cu toată chestia asta. Mie să-mi spuneți unde sunt miliardele alea și miliardele de metri cub de apă care se topesc, s-au topit din banchiza de la Polul Sud și de la Polul Nord, că nivelul apei n-a crescut decât cu 1,2 cm la nivel planetar, nesemnificativ. Da. Deci problema este unde e apa aia? Unde e apa aia? Pe unde? Pe unde e? Te întreb și eu. M-am gândit și eu la asta. Știi că din punct de vedere fizic nimeni nu poate să explice ce zboară păsările? Da, și asta. Bun. Am mai discutat.
Știi că nimeni nu poate să explice de ce, cum plantele se hrănesc din pământ cu sevă pe vasele capilare liberiene și cu minerale. Nimeni nu poate să explice de asta. Nu există o explicație fizică, nici biofizică, nici de care vei tu. Și multe alte lucruri. Deci atunci copilul a zis, dom'le, și bun, și am zis, bine, și atunci care este ideea ta? Păi zice, apa asta crește oceanele, ridică nivelul oceanelor, presiunea pe oceane crește și ea intră în găurile de la poli și ea este recirculată. Este pe un pământ, pe dedesubt, în izvoare. Exact, în izvoare. Deci ce a zis copilul? Deci mai înțeles cum? Da. Pătrunde și iese prin izvoarele alea și ea este recirculată și ea. Foarte interesant. Deci un copil. Groenlanda va reprezenta o nouă țintă a marilor corporații? Îți spuneam că am fost în Groenlanda și am fost în mai multe locuri. Cel mai mult am stat în capitala, are două capitale Groenlanda, o capitală economică și o capitală politică. Eu am fost la Nuuk, într-una dintre capitale, unde printre lucrurile extraordinare care le-am văzut, era un bloc aurele, care avea 8 scări și blocul înalt cu 10 etaje. În acel bloc stătea cam 15% din populația Groenlandei. Dar nu asta era interesant. Dacă te duceai ori seara târziu, ori dimineața, pe toate balcoanele vedeai reni. Pentru că ei stau în casă și renii și câinii stau în balcoane. Deci era un spectacol extraordinar. Deci, și fiind acolo, m-am împrietenit cu un pilot în niște condiții mai speciale și a zis, zice, vin, am să-ți arăt ceva. Și avioanele care, și navele, indiferent că sunt avioane, elicoptere sau nave de suprafață care sunt în zona arctică, de regulă, regulamentul internațional este ca ele să fie vopsite în roșu pentru a fi vizibile la recuperare. Da. Și vreau să spun că eram într-un elicopter Puma, Super Freon se numește, SA-420 se numește, făcut de Franța, superior la Puma ăsta, adică mai mare, o dezvoltare, mai, ca performanță același, dar mai încăpător. Și care avea, la vremea aia, și radar. Și el a vrut să știm că de radiolocație, uite ăsta e radarul, nu știu ce, să-mi arate, să nu știu, bun. Și am zburat și la un moment dat am ajuns deasupra unor cupole, vreo 6 cupole. Și ce, uite, aceste cupole sunt aici de cel puțin 30 de ani, 35 de ani. Nimeni nu vine la ele, nimeni nu pleacă la ele, nimeni nu pleacă de acolo. Nu se poate ajunge la ele, că este într-o zonă foarte accidentată. Poți să ne spui și nouă ce sunt? Rețineți că el era în serviciu pe insulă de vreo 10 ani. Și din toți care erau acolo, nu știa. Și dar de ce mă întreb eu? Păi ce tu ar trebui să știi? Păi zic, dacă sunt ale americanilor, de unde ar trebui să știu? Păi dacă era americanilor, ar trebui să știi că erau dușmanii voștri. Bun, și dacă sunt ale rușilor și ale rușilor, nu sunt că n-aveau cum să fie acolo. Ei, și atunci, uite bine, zic că îți spun. Era vorba de niște baze ultra-secrete pe care americanii au vrut să le facă, unde ei trebuiau să ducă 460 de rachete cu care să lovească principalele trei orașe rusești, Leningrad, Minsk și Moscova, în cazul unei situații de criză, în așa fel încât să nu fie rachetele plecate după teritoriul american sau de pe submarine, să nu poată să fie acuzate Statele Unite. Și după ce au construit aceste depozite uriașe de rachete, banchiza a început să se miște. Și le-a stricat jucăria. Cineva l-a mișcat. Așa. Și au încuiat și au plecat. Și treaba a rămas secretă. Și iată ceva ce nu știau ei de acolo. Știam noi, dar am venit eu de la România să le povestesc lor ce era acolo. Întrebare, ce s-a întâmplat? Stai puțin că nu ți-am terminat. Da. Și vreau și eu cât mai multe întrebări. Și stai puțin, că asta e foarte important. Da. Și Statele Unite în momentul de față, deci nu Statele Unite ca stat, ci oligarhia militar-financiară și economică,
se ocupă cu topirea gheții din Groenlanda. Deci eu am fotografii făcute când am fost acolo și a fost un prieten al meu în 2017. Păi când ajungeam în Groenlanda, mergeam 30 de minute și ajungeam la ghețar. El a mers 3 zile să ajungă la ghețar, dacă vrei să mă înțelegi. Bun. Groenlanda este una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii. Aur, metale rare, platină, teluriu, seleniu, germaniu, deci metale, titan. Americanii, tot titanul importă din Rusia. Și americanii au vrut să mai cumpere o dată de la danezi. Și n-au vrut. Și în ultimul an de mandat, știți că Trump i-a amenințat pe danezi. Zis că dacă nu vreți, s-o vindeți, o să o vă luăm noi. Deci, este un program deliberat de topire a ghețarilor pentru a fi pregătită această uriașă insulă, cea mai mare insulă a Terei, pentru a fi exploatată de zăcămintele de minerale uriașe, uriașe care sunt acolo. Mă gândesc și că cel care a înghețat zona de acolo, asta, tocmai pentru a proteja deci, mineralele. Doar că n-am plâns la aeroport, că luasem tot felul de pietre să le aducă, am avut voie să adun un mare kilograme de bagaje. Și când am ajuns acasă, am ajuns la concluzie că celelalte le-am făcut poze, am aruncat tot ce era mai de valoare și am luat ce era mai frumos. Da, asta e altă problemă. Încerc să mă uit pe întrebări și să ce putem aduna. Întrebarea care mi se pare interesantă. Pe un eveniment care s-a petrecut acum 20 de ani. Ce s-a întâmplat cu ipotetica navă extraterestră găsită scufundată în Marea Baltică? Deci nava au descoperit-o polonezii. După care au fost niște expediții engleze, norvegiene, suedeze, germane acolo și au zis, domnule, nu este o navă, ci este o formațiune pietrificată care seamănă cu o navă. Acum, pentru telespectatori, dacă vă amintiți în ce film a fost, ca să vă spun cam în ce film, în Războiul Stelelor, era nava pe care era maimuța aceea. Aha, ok. Deci forma navei este aceea. S-au făcut filme, s-au făcut tot felul de fotografii. Cei care au zis acolo au zis că nu, domnule, nu e adevărat că e de piatră, e o sculptură, la un moment dat s-ar putea să fie o relicvă istorică, la adâncimea aia. Bun. Și niște japonezi au zis următorul lucru. Noi în Japonia avem mai multe astfel de nave din piatră, cu forme și mai sofisticate. Și acestea se pare că erau nave vii. Da. Și la moarte, la fel cum la om, rămâne scheletul. Da. Și aceste nave rămâne partea minerală a navei. Și era acum o întreagă bătălie cine să recupereze acea navă, că era foarte grea, foarte mare. La un moment dat, rușii au dat un ultimatum, au zis, domnule, să fie un patrimoniu universal, să o vizităm, să nu se ducă nimeni acolo. Deși toată ziua erau pe acolo ei. Da. Polonezii au zis, ce, că și e lângă noi, te ducem și noi, să o vedem și noi, să o studiem și noi. De vreo 2-3 ani nu se mai vorbește nimic. Nu mai știu dacă mai este acolo sau dacă nu este. Ce, să se intre pe internet, să se găsească date cei care sunt interesați, dar readuc în atenție acest lucru spus de japonez și ne întoarcem la ce spunea Dumitru Constantin Dulcan cu inteligența materiei și inteligența materiei vii. Pentru că materia vie, trebuie să știm un lucru foarte clar, ea a evoluat de la forma cristalină, la forma amorfă, la forma anorganică, la forma organică, la materie vie, la materie vie superior organizată care este creierul și la materia vie superior organizată care este creierul uman, cea mai superior organizată, prin care ce face această materie? Se cunoaște pe ea însuși, se cercetează pe ea însuși. Deci asta este așa și cu acea... Deci este un schelet al unei nave vii. În literatura science fiction, încă din anii 30-40, mai mult în anii 60, se vorbește și au fost și niște filme despre astfel de nave care, cu care se vorbea, dar se vorbea nu pentru că era un robot, ci pentru că
componentele erau dezvoltate din materie vie și se putea discuta cu ea la fel cum ar fi fost o ființă vie. Deci, practic, era vie în sine, în sine, da. Având inteligență. E și ipoteza că Pământul e viu. Pământul e viu, da. Da, fără discuție. Magia. Domnul general, am primit aici de la un prieten o întrebare și eu te întreb dacă am voie să aduc acest subiect, să-l citesc. E prima dată, mi l-a dat, dacă îl cheamă Laur ONS și zice așa. Acum l-am întrebat, dar tot o zic. Aș întreba pe distinsul invitat dacă este adevărat că armata română folosește în tehnici parapsihologice în activitatea curentă. Eu știu sigur că e așa. Am trăit pe pielea mea fiind în armată, la analizele medicale efectuate, tensiunea mea a fost luată de o doamnă doctor militar cu o ansă, un raportor și icoana Maicii Domnului. Deci am să răspund și am să pun în cap o sumedenie de mari șmecheri. De ce să aibă armata română așa ceva când generalul Ciucă s-a dus la Sibiu acum câteva zile și a prezentat ceva acolo și a desconspirat nu știu câte chei, parole și lucruri secrete pentru public și pentru presă. De 3-4 zile lucrează ea să se secretizeze la loc. Deci armata română nu are forme instituționalizate în acest domeniu. Nu are. Deci vă spun foarte sigur. Acum. În România, după 1989, în cadrul Universității Ecologice, a existat Facultatea de Parapsihologie, care după ce a absolvit prima serie, la rugămintea fraților noștri de la Washington, a fost desființată. La Academia Națională de Informație au existat două clase de ofițeri care studiau informativ modalitățile de folosire a tehnicilor extrasenzoriale în munca informativă. După ce am intrat în NATO, a fost desființat. La nivelul unor structuri din Sistemul Național de Apărare, existau anumite grupe de militari care foloseau în general sau de regulă radiestezia în determinarea și descoperirea încărcăturilor explozive. Într-o anumită structură la care eu la un moment dat am lucrat, exemplu. Deci dacă ai undeva pus o încărcătură explozivă, dacă este fier, metal sau o găsești cu ajutorul detectorului de metale. Dacă este o încărcătură care nu este de metalică și o găsești cu ajutorul câinilor, care au mirosul foarte fin și nu știu. Și dacă este o încărcătură foarte ascunsă și nu se emit gaze și nu știu, deci este găsită prin metode radiestezice. Deci ansă sau acele baghete, căutătorii de fântâni de pe vremuri. Dacă dânsul, acest domn care spune că i s-a făcut așa ceva, acea doctoriță a făcut-o pe răspunderea dânsei. Adică nu există în nomenclatorul militar medical românesc aceste tehnologii. Și m-am spun înțeles. Acest lucru ca să... Numai puțin, ole, pentru că le-a intrat în cap că suntem nu știu ce tip care trecem prin pereți, că nu știu ce forțe speciale cu... Eu am scris și într-o carte a mea, interviul care l-am avut, poate o să vorbim mâine, cu Ion Dincă despre vestita unitate zero, o aberație, care n-a existat și care trei președinți au chinuit să găsească un document sau un om care să fie acolo. Deci dacă s-au făcut sau se fac astfel de experiențe sau astfel de teste sau astfel de măsurători, sunt făcute de persoane individuale pe pielea lor. Deci, instituțional, niciun serviciu, nici o structură militară nu are în compunere așa ceva. Mai mult decât atât, dacă află șefi, adică șefii pe sistemul militar, imediat ești considerat psihoparacucu și trimis la spital, schimbat din funcție și așa mai departe. Deci este stigmatizată această cercetare, deși în armatele moderne ale lumii toate au centre specializate de cercetare și personal care măcar știu să evalueze pericolele din acest punct de vedere. O întrebare surpriză. Și pentru mine întrebarea surpriză, pentru că mi-explică ce s-a întâmplat într-un anumit fel cu personajul pe care îl invoc acum. Deci care este semnalul pe care Sarkozy l-a dat cu forțele spațiale?
Vreau să vă reamintesc că cine a pus întrebarea acolo, Sarkozy, când a fost președintele Franței, ca să arate și el că e un fel de Napoleon, știți că umbla pe pantofi cu tocuri de 4 cm, da, se pare mai înaintat. După ce a luat banii lui Gaddafi și i-a folosit în campanie electorală, s-a dus să-l tragă, adică a vrut să invadeze Libia. Și după 2 săptămâni de zile a rămas fără muniție, fără rachete, fără tehnologie și a trebuit să-i cheme pe americani și englezi. Altfel luau o bătaie de la Gaddafi, deci îl lua apa în cap. Și numai așa l-au dat jos pe Gaddafi. E, în această vâltoare că americanii își fac forțe spațiale, rușii își fac forțe spațiale, actualul președinte Macron, anul trecut, cu prilejul zilei de 4 iulie, ziua Franței, a anunțat că, studiindu-se vechile propuneri încă de pe vremea președintelui Sarkozy și așa mai departe, Franța va realiza forțele spațiale. Deci sunt deja 3 și cu 5-9 luni. Până acum, forțele spațiale franceze au un birou, un comandant și niște tipi unde primesc date de la americani. Astea sunt forțele spațiale franceze. Am înțeles. Franța reprezintă o forță spațială pentru că lansează sateliți. Are baza din Guiana franceză. Este o putere nucleară și știți că acum se află într-o bătălie secretă cu Germania, care îi cere accesul la butonul nuclear. Deci a zis doamna Merkel, suntem frați amândoi și conducem Europa, dar vreau să am și eu acces la butonul nuclear, nu numai tu. Acum e o problemă foarte complicată în care nu vreau să intru mai departe, însă de data aceasta Franța și-a depășit plapuma. Pălăria e prea mare pentru ea. Războiul spațial este un război care se desfășoară de cel puțin 50 de ani, cu morți și răniți, cu nave distruse, cu sateliți. Și vă dau un singur exemplu. În 1962, când pe orbită erau vreo 6-7 sateliți cu toții, 2 sateliți secreți americani s-au ciocnit. Și NASA a recunoscut și a zis, domnule, un asemenea eveniment se poate produce cam la 3 milioane de ani o dată. Se poate, suntem prea deștepți. După 2 săptămâni s-au mai ciocnit și alți 2, care au tot secret. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că încă din perioada anilor 60, fosta Uniune Sovietică avea acel program Cosmos. Vă amintiți că citeam Scânteia, că era ziarul România Liberă, care era mai liberal puțin așa, Scânteia, tine, după care erau ziarele alea. Și citeai, astăzi la poligonul de la Baikonur s-a lansat satelitul Cosmos 1345, care continuă cercetările din seria Cosmos. Era Stas, numai numărul se schidea. Aia ce erau? Alea erau escadrile de killer satelit, care erau ridicate pe orbită și care erau pregătite la a distruge sateliții adversi, deci ei stăteau în așteptare. Numai când primeau ordine, atunci ai... Și acum este o întreagă bătălie, pentru că Cosmosul s-a aglomerat foarte tare. Vă dați seama ce o să fie când chinezii își vor ridica propria stație spațială, când Emiratele Arabe Unite împreună cu Arabia Saudită își vor crea propriul laborator spațial extra-atmosferic și Statele Unite vrea să apuce de activități industriale extraorbitare. Deci, să nu vă dați cu părerea că lucrurile se vor opri aici. Deci, cursa spre Cosmos, unde credeți că se duc bani acum? Pentru pe medicament. Nu. Românul ce face? Își face o casă cu 11 camere și el stă în bucătărie, că acolo e mecanic cu toată familia. Își cumpără ultimul Mercedes care îl dă lui fisul și intră la în primul pom. Își cumpără 5 kg de aur și pune, nu știu, astea sunt visurile românului. Și atunci ne gândim, măi, alții ce fac cu banii? Că asta nu putem înțelege. De ce vor să fie ei super bogați? Super... Că noi vedem banii numai așa, că stai ca clos, ca păi capul. Mm-hmm. Să de vorbă cu oameni super bogați și spun așa, dom'le, noi căutăm panaceu universal, adică medicamentul, căutăm elixirul tinereții, studiem levitația, studiem teleportarea, studiem călătoria în timp, în trecut, prezent și viitor. E, atunci se cam schimbă treaba unde se duc banii ăștia și de ce înghesuia asta, de ce vor toți banii atât de mulți. Pentru că acolo se mută principalul
punct de bătălie economică. Și să știi ceva, Aurelie, că dacă în momentul de față, să rețineți ce vă spun eu, statele, uite, mai este încă principala putere a lumii, este datorită dezvoltării tehnologice. Dar în curând acest lucru va pica. Nu pentru că noi nu dorim ca statele, uite, să rămână acolo, dar pentru faptul că nu se mai lucrează cu spionajul să te duci să bai într-o servietă planurile, nu știu cărei rachete. Chinezii le-au furat planurile de la avionul invizibil, m-au calculatorul. Când l-a chemat pe ambasadorul Statelor Unite și pe atașatul militar de la Beijing și a arătat avionul invizibil chinezesc, unul dintre ei a făcut preinfarct și a căzut pe pistă. Deci numai cu hackerii, deci numai cu hackerii se pot să cumpă. Lasă-mă Max Blitz, că n-am, sunt prea importante. Era o întrebare, sat peste două întrebări. Ce descoperire uluitoare făcută de englezi și de americani în Antarctica, care a făcut să tremure marele cancelare ale lumii? Care e descoperirea? Da, e o descoperire de care nu se vorbește. Este o descoperire care este greu de apucat. Nu știu cum să o iei și cum să o... Avem noi în limbajul nostru popular la țară, dar îmi place, se luptă marile putere ale lumii ca porcul cu dovleacul. Deci, americanii și cu englezii făceau cercetări asupra modului de emisie a unor anumite tipuri de unde din zona Antarctică, pentru că acolo este aerul foarte curat, nu sunt noxe, nu știu ce, în spațiu, și de recepția unor astfel de semnal, cu ajutorul sateliților. Și la un moment dat au constatat ei că, adică dacă eu emit în spațiu o undă, o cantitate de energie, cea care vine înapoi este mai mică, pentru că se atenuează, se pierde, nu știu ce. Cantitatea de energie era mai mare. Deci ei emiteau în spațiu 5 MW și venea 20 MW. Și au rămas toți cu gura căscată. Și s-au studiat problema și s-a văzut că cantitățile ține stămânul. Uriașe de energie electromagnetică veneau de sub gheață, dintr-un anumit loc de sub calota polară. Cantitatea de energie electromagnetică din acea zonă este comparabilă cu o hartă a New Yorkului, wow, sau a Moscovei, sau a Los Angelesului, sau a Tokyo. Bun. Și s-au apucat și au mai studiat puțin și au zis, au găsit și o cantitate de energie termică foarte mare. Și au zis, a, zice, stai puțin, că am lămurit-o, e un vulcan acolo. Nu e niciun vulcan. Stai că vezi că sunt niște chestii termale, nu-i nimic. Și după ce au pus și niște, cum se numesc, sonde seismice și care să măsoare vibrațiile, au constatat că acolo sunt niște mașini, niște mecanisme care consumă energie, fac căldură, produc și căldură în urma consumului de energie, uriașe, și nimeni nu știe ce sunt ale cui sunt și ce sunt civilizație. Nu, este, nu? Deci este, e publică, nu este... Pe mașinile alea sunt controlate de cineva. Bun. Când am fost pe în Antarctica, deci eram ca reprezentant cu cei care am fost din Argentina și din Chile. Am fost pe continentul Arctic, am fost acolo și după ce am mers 20 de metri și ne-am mers până acolo, a venit armata americană, ne-a sărit în vas și ne-a trimis înapoi. Deci în momentul de față, Statele Unite au între 5 și 15 mii de forțe de elită acolo. Noi aveam o stație, ca să vedeți cât de proști suntem. Asta este termenul. Aia care ne conduc, pentru că în lume toți spun că țările sunt conduse de forțele oculte. Nu, domnule, noi suntem conduși de forțele inculte. Iar la noi nu este, cei care sunt acolo la putere, nu sunt niște democrați, sunt niște idiocrați. Asta este. Deci, australienii ne-au făcut cadou o stație de cercetare arctică în Antarctica, domnule, cadou, numai ca să o faci acolo, ce? Da. Pentru care trebuia plătit la Organizația Meteo Internațională 5.000 de euro anual. N-au fost în stare, au refuzat să plătească aia 5.000 de euro anual și am pierdut acea stație meteo, care avea aparatură de măsura temperatura, vântul și așa mai departe, și pinguinii numai. Deci pentru 5.000, pe dacă aveam în buzunare, dădeam aia 5.000 să avem ceva acolo. Deci de asta spun. Suntem într-o zonă de rebutocrație. Rebutocrație condusă de niște idiocrați. Gata, m-am enervat. Mergem la întrebarea cu numărul aici, la 13, dar am sărit pe 4 întrebări.
Care este cea mai mare, cea mai importantă descoperire munții din Antarctica? Sunt mai multe și cea mai importantă, pentru că așa mi-ai cerut prin întrebarea telespectatorului, este vestita piramidă, care se pare că este mult mai mare decât cea a lui Cheops. Asta nu este o problemă, pentru că piramida reprezintă un element constructiv care este pe toate continentele, se găsește peste tot, sub diverse forme și așa mai departe. Și care, încă o dată, unele se pare că nu au niciun fel de legătură cu civilizația umană care suntem noi. E vorba de valurile civilizaționale. Problema este că această piramidă se pare că nu este construită din materiale naturale. Opa! Rușii au spus că e metalică. Deci, ea a început să topească gheața în jurul ei. Cu Antarctica se produce următorul fenomen foarte clar, care iară nu le explică nimeni. Îmi pare rău că n-am văzut, adică n-am știut că e întrebarea asta. Deci dacă privim Antarctica, o să vedeți că undeva aici este o, ca o peninsulă care merge spre Capul Horn, deci Ushuaia, capul cel mă, farul de la capătul lumii, unde a scris Jules Verne, vestita carte. Și dacă împărțim în două, deci jumătatea de nord, gheața crește cu 3 metri pe an, 3,5 din ce în ce mai mult, iar jumătatea de sud se topește. Nimeni nu poate explica de ce se topește aia de sud, e clară. Problema este, de ce crește aia altă? În halul ăsta. Deci crește, nu poate să explice nimeni absolut. Au încercat unii cu curentul Goldstream-ului, cu vortexul, că toți acum și meteorologii ăștia, fiind, am văzut, nu, da. Nu-i las, eu fiind specialist în război geoclimatic, nu-i las. Nu mai avem vânt puternic, avem curent jet. Nu mai avem front atmosferic arctic, avem vortex polar, ca așa îi aude pe aia. Da. Nu mai avem o vreme rea, avem vreme severă. Și așa mă zic, nu știa Iureli. Plus că dau, nu mai dau de pe stațiile noastre, ci dau numai ce primesc, de exemplu, de la buletinul, de la Centrul Meteorologic Francez, unde eu am vorbit cu francezii de acolo, pentru că la francezi meteorologia e condusă de armată și ei sunt foarte supărați pentru că nu i s-a mai dat bani și modelele matematice pe care se fac prognozele sunt depășite de actualul mod de evoluție a dinamicii atmosferei. Deci acolo sunt niște calculatoare care lucrează, care au fost programate de unea cu 30 de ani. Dar de acum 30 de ani compoziția atmosferei s-a schimbat, s-a construit atâtea more eoliene care au schimbat curenții de aer și alte și alte și alte, și alte lucruri, exploziile, nu exploziile, ciclurile solare s-au schimbat, cantitatea de energie emisă pentru anumite frecvențe de soare s-a schimbat și asta. De ce nu spun ăștia că pe scară de la 1 la 10, începând de la 8, radiația ultraviolet este deosebit de periculoasă pentru ființa umană, producând cancer de piele, cataracte, boli psihice foarte grave, distruge legăturile neuronale. Când astăvară era 7,5 și lumea umbla pe stradă. Să spună, stați domnule, în casă, între ora asta și ora asta. Nu spune nimeni. Asta este. O întrebare care mie îmi place foarte mult, că nu știu ce este. Tot așa am colecționat-o. Ce este zborul fantomă de la polul nord la polul sud? Asta este chiar fantoma care a băgat spaimă în Putin și Trump. Numai puțin. Da. Pentru că fantomă știu ce înseamnă și zbor, dar despre ce e vorba concret, dacă știm ceva. Dar asta putea să nu știm. Ia să auzi. Deci sateliții americani și sateliții rusești, sateliții chinezești au observat un obiect care a zburat de la polul sud la polul nord de mai multe ori, lăsând acea dâră de condensare și zburând cu o viteză, rețineți, de 80.000 de kilometri la oră. Deci, repet, de la polul sud la polul nord cu o viteză de 80.000 de kilometri la oră. Deci o viteză la care nu, de supra-sarcinile nu există material pe Terra care să... Că a trecut. Se presupune că era un corp cosmic natural necunoscut. Se presupune că universul e infinit, da? Bun. Ce căutam de la polul nord la polul sud?
Și de ce am mai lăsat și dâră de condensare? Că dâra de condensare este lăsată de un motor cu reacție. Sau turboreactor, sau statoreactor. Asta e problema. Deci aici este marea problemă. Ce era ăsta? Cine era? Deci noaptea s-au sculat pe Putin din somn, l-au sculat pe Trump din somn și nimeni n-a prezentat. Și numai odată. Fantoma de la Polul Nord. De la Polul Sud. Că de la Polul Sud la Polul Nord a trebuit. O parte era experiența fantastică pe care ai de general. În orice caz, corpurile care au fost filmate de către navele americane, unele dintre ele aveau până la 38.000 de kilometri la oră. Adică noi trebuie să înțelegem un lucru. De la viteza de, să zicem, un metru pe secundă, până la viteza de 1340 de kilometri la oră, sunt viteze subsonice. Peste 1340, care înseamnă un Mach, un Mach. Între un Mach și 5 Mach sunt vitezele supersonice. Peste 5 Mach, de la 6 Mach încolo, sunt vitezele hipersonice. E, când vorbim de viteze hipersonice, vorbim de următoarele lucruri. Materiale extraordinare și, în al doilea rând, nu mai vorbim de oameni. Că oamenii nu rezistă la acele suprasarcini. Sau ai construit niște aparate, niște dispozitive pe baza unor legi și unor principii noi pe care nimeni nu le cunoaște și băiatul ăla poate să-și bea și cărți acolo, să bea și whisky, știu eu, în cabine, dacă îi păstrez chestia asta. Asta e. Deci, și o să vorbim poate într-o emisiune viitoare de recuperarea navelor, de inginerie inversă, de programele de geoinginerie, adică lucrurile sunt foarte complicate, dar noi ne ocupăm cu alte lucruri. Adică stăm să ne uităm, mă uitam aseară la televizor, cum a ieșit, să-mi vică cine, nu știu cum să-i spun, infecția aia de ministru al sănătății care râdea nu și se spunea să... cum mă ține pe mine în casă. Nu am voie analfabetul să... ăla. Nu am voie să zic asta, că eu am... Nu, doamne, vă zic mare. Eu. Vă zic eu pe răspunderea mea. Da, da, mine da. Ne oprim la astfel de apreciere, pentru că e păcat. Păi cum? Un popor întreg ținut de asemenea om. Care ar fi statele care a reprezentat contracandidați în explorarea cosmosului pe... Nu te-am înțeles, te rusele. Dar mă gândeam la... Care sunt statele europene acum sau mondiale care are reprezentații contra candidați? Adică se bată între ele în explorarea cosmosului pentru marele, pentru mare putere. Deci, da, mare deci putere. Eu înțeleg cam ce am vrut să spun acum telespectatorul. Se încearcă o grupare, se încearcă ca statele să se grupeze. Adică, de exemplu, în momentul de față, China nu va putea să fie despărțită în cucierea spațiului cosmic de Rusia, pentru că ei au moștenit tehnologia rusească. Ca să vă spun ceva, că de râsul lumii, eram la o reuniune de asta științifică și la un moment dat americanii le-au zis chinezilor ceva de felul următor. Ați luat tehnologia aia învechită spațială de la sovietici, pe care ei au furat-o de la nemți. Și era un ungur acolo, și ungurul a zis, dar voi de unde ați furat-o? Nu te adreanesc, operațiunea Paperclip, Overcraft. Da. Deci americanii au luat 100 de rachete V2 netrase și încă 300 de rachete netrase de alte tipuri. 100 de vagoane de tren au fost numai documentația despre ceea ce se numesc armele secrete germane. Deci o dată este acest club. Acestui club îi se adaugă automat Australia, care este la remorca Statelor Unite și mai ales că acolo avem baza de la Pinegap, așa zisă zonă 53, și, bineînțeles, portavionul nescufundabil al Statelor Unite, care este Marea Britanie. Care, pe de altă parte, avem statele astea arabe care au început să se coalizeze toate în jurul Arabiei Saudite și, făcându-se prietene cu Franța, încearcă să folosească infrastructura logistică franceză. Însă, în momentul de față, se va merge spre ceea ce se numește privatizarea zborurilor spațiale. Deja la anul sau peste 2 ani o să vedem deja turism spațial, deci te duci, te plimbi în jurul Pământului, te duci, te plimbi. Mișto. Este deja acel miliardar american care a zis că recrutează 8 oameni
care oameni obișnuiți care să meargă cu el în călătorie până pe lună și înapoi, în jurul lunii, de fapt a zis. În jurul lunii și înapoi. El suportând toate costurile ei să fie numai sănătoși. O întrebare scurtă, mai avem două minute și vreau să-i anunț pe telespectatori că pot să adresez întrebări foarte multe pe pagina noastră de Facebook și mâine voi face o nouă emisiune, nu în direct, voi înregistra cu domnul Emil Străinu și pot să preiau din întrebările dumneavoastră să-i le adresez. Dar întrebarea scurtă, e ceva care în momentul de față ar trebui să ne sperie mai mult decât orice altceva? În momentul de față va trebui să ne sperie marea dezvăluire. Și mai mult nu spun. Mulțumesc, frate. Când o epuiza anii care am voie să spun, o să vă spun și chiar care este marea dezvăluire. Uite, am arbit. Da, mulțumesc, frate. Dar emisiunea, sper că v-a plăcut. Și eu vă mulțumesc. Domnul Emil Străinu rămâne în continuare prietenul Galațiului și al Brăilei și prietenul postului de televiziune RTV Media Group. Încercăm să facem, să renodăm firul acestor emisiuni și mai mult de atâta o să discut bine cu domnul Străinu niște lucruri. Dar poate ne transmit și brăilenilor multă sănătate și toate cele bune. Spuneam într-o emisiune trecută că una din bunicile mele era de la Brăila. Deci m-am jucat până catacombele de acolo, de la... Uite, asta n-aș știu. Da. Ba da, mi-am adus aminte, sigur, 6 ani de când nu ne-am văzut. Seara bună! La revedere, pe curând!